Mult mediatizatul conflict de la școala Horia dintre o învățătoare pe care au cam lăsat-o nervii în relațiile cu cei mici și cu părinții acestora a stârnit reacții și din partea specialiștilor care consideră că este gravă situația în care copiii sunt abuzați emoțional. Copilul petrece foarte mult timp în acel mediu și eu ca și părinte observ schimbările care survin în comportamentul lui sau în latura aceasta emoțională. Sunt copii care atunci când sunt abuzați emoțional, refuză să mai meargă la școală, au stări de vomă, acuză dureri de burtă, deci ajung să somatizeze toată această situație care îi stresează și care le produc aceste schimbări în plan emoțional. În opinia psihologilor, o sancțiune administrativă ca cea aplicată învățătoarei Ana Verde de către Consiliul de Administrație al școlii nu rezolvă situația gravă de acolo, ci dimpotrivă o accentuează. Cu ce au rezolvat ei problema de la nivelul clasei și problema referitoare la modul în care această doamnă în cadrul didactic se raportează și comunică cu copiii din respectiva clasă. Deci cum au rezolvat-o? I-au crescut și mai mult frustrarea ei personală și tensiunea intrapsihică pe care o resimte. Eu mă gândesc în calitate de psiholog că și cadrul respectiv are nevoie de ajutor. Pentru că de cele mai multe ori comportamentul agresiv pe care îl manifestă învățătorul, profesorul, țipetele, sunt de fapt o tensiune pe care el o are în interiorul său, o refulează și nu știe cum să o gestioneze. Și o revarsă asupra copiilor. Exact, este o tensiune pe care se află în lăuntrul lui și el, la rândul lui, are nevoie de ajutor, de sprijin specializat în acest sens. Reevaluarea psihologică reală a cadrelor didactice trebuie făcută în mod profesional și cu simț de răspundere, nu cu formalism, așa cum se face în prezent. Din punctul meu de vedere, mi se pare absolut necesar ca acest cadru didactic să fie reevaluat, să fie supus unei testări mult mai în profunzime din punct de vedere psihologic și bănuiesc că la rândul său are nevoie de sprijin psihologic pentru a-și rezolva unele probleme interioare și de a trece, de ce nu, și peste acest scandal la care a fost expus. Copiii crescuți într-un mediu agresiv acasă sau la școală devin la rândul lor agresivi atunci când ajung la maturitate. Copiii, vârsta copiilor preșcolari și școlari mici, a școlarilor mici, are o influență covârșitoare în formarea personalității viitorului om. Dacă un copil trăiește într-un mediu conflictual, fie acasă, fie la școală, la grădiniță sau la școală, acel copil va iubi, să spunem în ghilimele, agresivitatea. Va fi la rândul lui agresiv, atât în familie, cât și în societate. Deci, implicațiile sunt foarte mari. Poate uneori nu ne dăm seama de ceea ce se întâmplă, dar implicațiile sunt pe termen lung. Și eu nu judec, pentru că nu am niciun drept să judec un comportament al unui cadru didactic, doar fac afirmația că dacă tu în clasă spui copilor că n-ai vrea să faci asta, să vii la clasă, sau dacă ar fi după tine, ei strânge de gât, așa, atunci cred că locul tău este în altă parte. Poate într-o grădină cu flori, unde să plantezi flori, unde să plantezi pomi fructiferi, sau orice altceva decât acolo. Inspectoratul școlar va trebui să intervină cu fermitate la școala gimnazială Carmen Silva pentru a acorda un sprijin de specialitate în restabilirea relațiilor firești în acest colectiv didactic, între cadre și elevi, între părinți și cadre didactice. Au nevoie de ajutor toți, toate părțile implicate au nevoie de ajutor. Și nu, dacă eu cunosc persoane la inspectoratul școlar, nu cred că vin ca niște sperietori. Mi-ar plăcea să cred că vor aduna oamenii din școală și vor discuta sau vor pune pe tapet toate problemele pe care le au și poate în acest fel vor fi ajutați. Gestionarea unei asemenea situații, care, din păcate, apare tot mai des în școlile românești, trebuie făcută cu responsabilitate de către specialiștii de la Inspectoratul Școlar Județean, care trebuie să ia cele mai eficiente măsuri de sprijin psihopedagogic al cadrelor didactice din școlile în care apar asemenea situații conflictuale. Opiniile specialiștilor despre modul de intervenție în asemenea situații îl veți putea afla în emisiunea Interviu cu Flora Ordan de marți 12 aprilie.